Este toamnă, anotimpul potrivit să culegem roadele din livadă și să pregătim vinul. Dar un vin de calitate trece prin mai multe etape de preparare, nu doar cunoscuta presare. Știați că după zdrobirea boabelor, descorchinătorul este vital pentru a nu obține un vin taninos sau că aparatul de filtrat vinul absorbe impuritățile și limpezește. Dacă doriți să păstrați vinul mai mult timp, aveți nevoie de un dopuitor manual pentru a-l îmbutelia. Aflăm împreună și cum trebuie făcute tratamentele fitosanitare de toamnă, care este diferența între stropitor și atomizor și când să le folosim pe fiecare. Este toamnă, este sezonul recoltei. Fiecare dintre noi are pe lângă casă un pom fructifer, o viță de vie și acum este momentul în care putem culege roadele. Dar ce facem cu aceste roade? Ne va spune Flavius Deac, reprezentantul showroom-ului cu unelte de grădinărit și pentru mică agricultură. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la noi în showroom! Mulțumim! Cum procedăm dacă avem o mică viță de vie pe lângă casă, câțiva pom fructiferi și vrem să facem toamna aceasta un vin de casă? În primul rând, trebuie culegi strugurii, aduși în curte, după care urmează câteva etape de pregătire a acestora pentru vin, pentru must în primul rând și apoi... Să nu uităm de mustul cel bun. Da, și pe urmă se ajunge la vin. Presupunem că am cules strugurii. Îi avem pregătiți în niște coșărci mari de tot. Trebuie spălați sau nu? Nu trebuie spălați. Prima operațiune care se face este cea de zdrobire. Da. Avem aici în față trei tipuri de zdrobitori. Una manuală. Asta manuală se folosește, cred, mai des în gospodării. Mă gândesc că e puțin mai ieftină decât celelalte care par mai profesionale, cumva. Într-adevăr, se folosesc în gospodările în care există o suprafață mai mică cultivată cu viță de vie, în comparație cu astea două, care se folosesc în întreprinderi mici și mijlocii, să zic așa, de câteva hectare. Cea manuală pe care o avem aici este cea de mici dimensiuni. Trebuie, în momentul în care avem strugurii, punem în cuva aceasta, deci punem în cuvă și la cea manuală trebuie să învârtim noi, mă gândesc manivelă. Cu ajutorul manivelei, o să vă arăt la modelul ăsta, se învârte, strugurii prin aceste valțuri, trec prin aceste valțuri, sunt zdrobiți și ajung în diferite vase, de diferite mărimi. O să vă prezint și câteva vase. Deci, efectiv, introducem aici cantitatea de struguri. Exact. Cu manivela aceea rotie. De la manivelă se învârte și... Observ că și manivela aceasta funcționează pe baza unui lanț ca de bicicletă, ceva de genul. Exact. Pentru a antrena aceste roți. Da, da. Și în momentul în care noi învârtim, se antrenează roțile și prin aceste valțuri, la fel ca și la precedenta, strugurii sunt zdrobiți și ajung în vase. În general, cine dorește să cumpere un zdrobitor de struguri, cumpără și vasul potrivit, pentru că e foarte greu să ai acasă vase de dimensiunea aceasta. Sunt persoane care doresc și vasul sau sunt care au cumpărate de anii trecuți și atunci, vă dați seama, astea rezistă o perioadă îndelungată, nu trebuie schimbat în fiecare an. Mai am o întrebare, de ce se numește, observ aici pe eticheta, aparatului descorchinător? Da. Este doi într-unul, este și zdrobitor? Exact. Ne puteți spune ce înseamnă de fapt asta? Da. Atât acest manual cât și cel electric fac două lucruri în unul singur, să zic așa. După ce punem strugurii în cuvă, ajung la valțuri, sunt zdrobiți, boabele prică prin aceste găuri, iar ciorchinele sunt transportate până la capăt și vor cădea. Putem să facem o separare a vasului, să cadă doar ciorchinele, sau putem să dăm vasul mai la margine, să cadă pe jos. Asta rămâne la alegerea fiecărui. Iar în momentul în care, nu știu, poate gospodăria este mică, de exemplu, și sau banii sunt mai puțini, bugetul e, vița de vie e doar doi butași, nu merită o așa investiție și avem un zdrobitor manual, ce putem face? Ne folosim doar de el și... În cazul în care îl cumpărăm pe cel manual, punem acolo ciorchinii cu totul, deci boabele cu ciorchine cu tot, sau cum facem? Asta doar zdrobește. Există o alternativă, să cumpărăm un descerchinător, o anexă, care se adaptează la
la zdrobitorul manual. Deci descerchinătorul manual este acesta, tubul acesta roșu. Da. Și îl montăm sub. Este o anexă la zdrobitorul manual. Dacă nu, o să avem un must, dacă folosim doar zdrobitorul, o să avem un must doar o cantitate mai mare de tanină. Am înțeles. Deci mai mult tanin în vin dacă nu desfacem boabele de pe ciorchine. Am înțeles. Există capacități diferite ale cuvei sau puterea motorului? Ce e diferit aici? Păi, de exemplu, cu acesta manual avem o productivitate de 500-700 de kg pe oră, în schimb cu cel cu motor, care are un motor de 0,75 kW, aproximativ un cal putere, putem zdrobi și descerchina o cantitate cuprinsă între 1500 și 1800 de kg pe oră. E mult de așa. Dublu și un pic față de unul manual. Am înțeles. După ce am zdrobit strugurii cu acest aparat, fie că sunt manuale, fie că sunt automatizate pe motoare, ce trebuie făcut mai departe? După ce am terminat această operațiune, o să ajungem la cea de-a doua operațiune, și anume la presare. Deja încep să-mi aduc aminte de ceea ce înseamnă presa de pe vremea bunicilor mei, aceste ciubere de lemn. Exact. Și astea sunt de cantități diferite, cu productivitate diferită, de 8 litri, de 43 de litri, de 100 de litri și avem una, astea trei sunt acționate manual și avem pe aceasta cea mai mare, hidraulică, de 210 litri. Aici e nevoie, într-adevăr, de să ai la dispoziție o podgorie sau, o viță de vie serioasă, o plantație mare. Exact, o suprafață de câteva hectare. Cum se presează strugurii până la urmă pentru cei care doresc să încerce pentru prima dată asta în gospodărie? După ce am terminat de zdrobit, îi transferăm cu găleț sau în general cu găleț, se pun în presă, se umple bine presa, apoi vin aceste discuri de lemn pentru presare. Se fixează peste struguri și aceste bucăți pentru presare. Deci, practic, se construiește un fel de presă care începe să apese tot mai mult. Exact, să presăm să scoatem tot din struguri. Am înțeles. Și se acționează manual. Da, astea se acționează manual, se învârte și se strânge până... Nu mai rămâne nimic. Exact. Doar boabele uscate. Iar zeama, practic, mustul iese în această tăviță, nu? Da, mustul se prelinge prin aceste crepături. În tăvița roșie, de dedesubt și începe să curgă... Și curge tot așa într-o găleată sau într-un vas mai mare. Iar cojile? Ce se întâmplă cu cojile? După ce terminăm de acest proces de presare, se desface și sunt oameni care folosesc cojile pentru... Până la borhotul acela, cel puțin la noi aici în zona Ardealului se numește borhot, pui la macerat acolo fructele și fermentează. Sunt care fac țuică, sunt persoane care fac țuică din... Am înțeles, dar în interiorul acestui cazan din lemn, acestui butoiaș din lemn, trebuie să punem un fel de sită sau un fel de săculeț în care să rămână cojile? Ori ele rămân pur și simplu acolo și nu ies printre doage? Datorită presării, ele se strâng foarte bine și nu ies prin aceste doge. Asta era curiozitatea mea, credeam că ies odată cu zeama de struguri. Poate mai este câte o boabă, dar avem un alt aparat care ne ajută să scăpăm și de aceste boabe. Presa de struguri hidraulică este acționată de o pompă hidraulică. Înainte de a începe acest proces, este nevoie de a umple acest rezervor cu ulei hidraulic. Se deschide acest robinet și de la această manetă se apasă și exercită o putere asupra strugurilor. E o putere și o presiune mult mai mare decât în cazul celor manuale, mă gândesc. Avem un manometru care ne indică puterea. Da, câți bari aplicăm. Da. Se cumpără și pentru o gospodărie normală o presă hidraulică de acest gen? În general și astea se cumpără persoanele care au suprafețe mai mari.
pentru că nu, investiție mai mare și atunci e nevoie să ai și o suprafață mai mare prin care să poți să-ți amortizezi cheltuielile. După ce am presat struguri, indiferent în ce mod am făcut-o, spuneați că există încă un aparat prin care putem clarifica zeama de struguri care este. Deci cumva mustul, dacă mai conține boabe zdrobite, rătăcite pe acolo, poate fi curățat. Da, așa este. Avem un aparat de filtrat. După ce am obținut mustul, acest aparat se racordează la vasul în care avem mustul cu două furtune, unul de absorție și unul de refulare. Și acest aparat nu vine introdus în vasul cu must, nu? Este pe exterior. Da, este pe exterior. Are o pompă de presiune și aici avem. Acestea sunt niște plăci filtrante. Acesta este un aparat cu 12 plăci filtrante. Deci în fiecare orificiu se pune o placă filtrantă. Așadar cumpărăm aparatul și cumpărăm un pachet din aceste plăci, la nu? La aparat o să primiți și plăci incluse. Am înțeles. Asta este un aparat cu 12 plăci, mai există cu 18 plăci, cu 6 plăci. Acest aparat are un debit de aproximativ 350-500 de litri pe oră. Cel de 18 plăci 550-700 de litri pe oră și cel de 6 plăci undeva la 200-300 de litri pe oră. Spune-ne cum funcționează aceste plăci prin care se filtrează vinul. Aceste plăci au o grosime diferită, de la 6 mm, 8 mm, 12, 16, 20 și o granulație diferită. Cea mai bună calitate la vin se obține la o granulație de 24. Asta înseamnă că vinul este mai limpede, mai clar, cu cât e granulația mai mare? Exact, cel mai limpede. Aceste plăci se pot folosi și la filtrarea uleiului de măsline. Practic, până la urmă, introducem în aceste fante aceste plăci și exact. Funcționează ca un fel de filtru de aspirator, care reține impuritățile și cu cât ai mai multe filtre, cu cât nu ai dense filtrele, cu atât vinul iese și calitatea este mai bună. Exact. Cu cât avem mai multe plăci, cu atât vinul este mult mai curat. Am mai văzut aici un aparat mai mic, dar care ați spus că este la fel de important ca și celelalte. Ce este? Este o pompă de transversare. Această pompă ne ajută să mutăm vinul dintr-un recipient în altul. Vorbim de recipiente de foarte mari dimensiuni aici. Capacitate mai mare. Cu această pompă putem să... Are un debit de aproximativ 1700 de litri pe oră. Așadar, funcționează ca un fel de pompă de hidrofor pe care o cufunzi într-un lichid, iar de acolo poți să extragi vinul în alte vase. Exact. Dacă nu ne mai place vasul în care îl ținem și vrem să sau am cumpărat unul nou, atunci cu această pompă ne ușurează munca, nu tot cu găleată sau... Sau mutăm dintr-un cazan mare într-unul mic când a scăzut nivelul. Plus că... Are o înălțime de lucru de 24 de metri, deci putem să ridicăm până la 24 de metri. Ați mai spus că are o calitate foarte importantă, dat fiindcă vorbim de vin care conține acizi. Da, toate piesele au fost tratate împotriva acestor acizi. Și ruginește? Pentru a nu a rezista la coroziune. Plus că este și din bronz și nu ruginește. Practic este o pompă pe care o poți folosi cel puțin jumătate din viață, fără să sufere vreo stricăciună. Exact. În momentul în care am scos vinul din vasele mari în vasele mici, el este gata pentru a fi consumat, nu? Da, sau mai există o posibilitate și anume să-l îmbuteliem. Avem aparate de îmbuteliat? Avem un dopuitor. Acesta este? Da. Este un dopuitor manual. Aici așezăm sticla, dopul de plută și prin acționare se strânge dopul. Da. Și în momentul în care noi am apăsat, dopul de plută ajunge în sticlă și
ca o butelie din magazin, să zic așa. Deci putem servi vinul în condiții de magazin, de restaurant. Exact. Sau poate, cine știe, dacă să și vindem. Dacă ne gândim la o mică afacere, dacă tot am investit atât de mult în toate accesoriile pentru viță de vie, de ce nu facem și o mică afacere? Exact. Să ne scoatem investițiile. Bun. Să presupunem că nu mai vorbim acum despre vin, ci despre o plantație de pomi fructiferi. În momentul în care am cules recolta, am strâns fructele în coșuri. Ce putem face cu ele dacă dorim să le preparăm? Păi, putem să le tocăm și să le folosim la obținerea plincii. Sau da. Tuică, palincă, horincă. Și aceste aparate sunt manuale și electrice. O să vă arăt un aparat manual. Principiul de funcționare este asemănător cu cel de la zdrobitor, doar că acest aparat prezintă are câteva cuțite prin care taie mărul și apoi bucățile tăiate ajung în valțuri, este tocat și rămâne la fermentat, după care îl fierbem și obținem produsul finit, țuica. Spuneți-mi ce fel de fructe putem să punem aici. Ați spus de mere. Putem să punem cumva și prună, dacă tot pomenim de țuică? Nu, nu se pot pune prune, doar semințoase, măr, păr, gutui. Iar prunele pot să fie puse în cuvă dacă le scoatem sâmburii, nu? Exact, dar e o muncă grea. Da, dați seama, dacă ai o livadă de un hectar, să faci fiecare prună, să scoți sâmburele, durează și atunci nu rentează. Spuneți-mi, dacă tot am cumpărat atât de multe accesorii și utilaje pentru grădină, cum le întreținem? Ce ar trebui să știm după ce le-am folosit la greu, după ce avem recolta așezată pe rafturi în cămară, sticlele cu vin și cu țuică sunt pregătite? Ce facem cu utilajele? Cum le întreținem? Păi, după fiecare lucrare trebuie bine spălat, șters. Doar să... cu apă sau trebuie să le și ungem cu anumite Se spală cu apă și putem să punem și dero, da, pentru așa. Și ungerea ar fi bine făcută pe la roți. Acestea sunt de plastic, dar la cele care sunt roți de metal ar fi bine să punem un pic de vazelină sau de ulei și... Am văzut și acolo la lanțul acela pentru exact. Zdrobitor, mă gândesc că e nevoie să-l întreținem totuși periodic. Păi da, este bine să-i punem un pic de vazelină sau ulei. Altfel, ruginește și în timp se poate rupe. Înainte de a recolta vița de vie sau pomii fructiferi, este nevoie să mai facem niște tratamente pentru a avea o recoltă sănătoasă? Da, este nevoie să facem mai multe tratamente, nu doar unul, în funcție de fenofaza viței de vie sau a pomilor. Primul tratament se face primăvara, după ce dezgropăm via, până să deschid mugurii de la frunză. Este cel mai important tratament, care se face cu cupru și cu ulei orticol. Cupru are rolul de a cicatriza rana la pom sau la vie după ce se face tăierea și uleiul orticol asfixiază larvele și ouăle depuse în timpul toamnei și de insecte. Deci fără aceste tratamente sunt foarte mici șansele să avem o recoltă sănătoasă și să putem recolta ceva în toamnă, nu? Este adevărat. Se fac, cum v-am mai spus, cel puțin 7 tratamente, cam la 2 săptămâni. Se utilizează produse sistemice la început până în momentul în care se pot consuma, după care putem să folosim produse de contact. Spuneți-mi cât de costisitoare sunt aceste tratamente, pentru că există percepția conform căreia să deții o viță de vie este scump prin prisma acestor tratamente care trebuie făcute la intervale regulate. Sunt destul de costisitoare, mai ales dacă avem suprafețe mari, de un hectar, 2 hectare. Ajungi... Vorbim de, nu știu, hai să spunem că avem un hectar de viță de vie. Un tratament, unul dintre cele care trebuie repetate tot la 2-3 săptămâni, cam la cât s-ar ridica? Aproximativ undeva la 300 de lei, să zic așa.
un tratament. Și vorbim de 7, care e obligatoriu să le facem. Da, altfel apar diferite boli. Mana, în principal mana, făinarea și putregaioase cele mai frecvente, la vița de vie. La pom apar făinare, rapăn, putregai. Odată ce a apărut boala pe niște pomi fructiferi, să presupunem că am făcut tratamentele la timp sau poate am uitat unul din ele și apare o anumită boală, recolta e compromisă pentru acela sau mai putem face ceva să stopăm evoluția bolii? Nu, recolta nu este compromisă. Singurul lucru ce putem face este să stopăm și tot așa cum să venim cu un tratament în funcție de boala pe care o avem. Și iar este foarte bine ca merele sau struguri afectați să-i rupem și să-i îngropăm. Îngropăm sau să-i ardem. Practic trebuie tăiați de pe pom și arși sau aruncați sau... Exact. Deci nu... Exact. Fructele afectate de boală este bine să le îndepărtăm. Tot vorbim de tratamente, dar ce fel de utilaje putem să folosim pentru asta? Păi, avem utilaje. Stropitoare de acționată manual, cu o capacitate, cu un rezervor de 16 litri, atomizor, acționat de un motor cu o capacitate a rezervorului de 12 litri. Spuneți-mi care este diferența între o stropitoare și un atomizor. Momentan eu văd un recipient cu o țeavă prin care pulverizăm un tratament. Nu-mi dau seama care e diferența. Păi diferența este felul următor. Atomizorul are un motor și cu acest motor putem să pulverizăm la o distanță de aproximativ 7 metri. Așadar, pentru un pom de dimensiuni mari e prea puțin o stropitoare. Și cu ce ne ajută primul tratament când nu sunt frunze, este foarte bine să-l facem cu stropitoarea, deoarece atunci pomul, cum este mai subțire, cu atomizorul face mai multă risipă de substanță, în schimb cu stropitoarea putem să facem o treabă mai bună, să zic așa. Deci stropitoarea este folosită pentru pomii care încă nu au frunziș, iar în momentul în care apare coroana, atomizorul este soluția ideală. Exact, în momentul în care apare masa vegetală, atomizorul este mult mai bun, aruncă și la o distanță mult mai mare și prin frunze substanța se absorbe în plantă și rămâne o perioadă acolo pentru a nu fi atacată de boli. Avem în spatele nostru niște roabe care, mai speciale, care conțin niște recipienți, niște rezervoare de fapt și un motoraș. Ce sunt? Exact, avem două robe cu o capacitate a rezervorului de 75 de litri. Una este acționată de un motor în doi timpi pe benzină și una este acționată electric. La aceasta electrică avem nevoie de un cablu de curent și... Un prelungitor suficient de lung să acopere livada, probabil. Exact. Un prelungitor și e un pic mai greu, poate puțin de manevrat printre pomi. Putem să zicem și asta, că un pic mai greu de manevrat datorită faptului că cablul trebuie tras tot timpul cu noi. În schimb, există posibilitatea cu motor pe benzină și asta putem să mergem oriunde, o pornim, are și un cablu, un furtun cu o lungime de aproximativ 15 metri. Spuneți-mi dacă genul acesta de roabe cu recipient pentru stropire le folosim exact în același mod ca și stropitoarea manuală sau atomizatorul? Da, doar că singura diferență e că are motorul și nu depunem noi un efort. Așadar nu le mai purtăm în spate, nu ne mai împovărăm cu greutatea și putem să folosim doar tija aceea cu care stropim, ne ușurăm viața poate fi transportat până într-un anumit loc, după care cu ajutorul furtunului ne deplasăm, ne terminăm partea care avem și mutăm roaba la altă distanță.
Există anumite lucrări care trebuie făcute, lucrări, mă refer acum atât la stropiri, cât și poate la alte lucrări de toaletaj care trebuie făcute acum toamna, dacă tot vorbim de sezonul în care suntem? Da, se poate face tratamentul pe bază de cupru și cel cu ulei, se poate face și în toamnă. Pentru vița de vie? Și pentru vița de vie și pentru pomi. Și se face în ce moment? După ce frunzele cad sau oricând? Nu, se face în momentul în care au fost culese fructele și nu mai există frunze. L-am avut alături de noi pe reprezentantul showroom-ului. Pentru acesta îi mulțumim și rămâneți în continuare pe trusa casei. Sufrageria sau diningul este inima casei, locul în care ne adunăm cu toții pentru mesele în familie sau cu prietenii. Vorbim astăzi despre masa extensibilă, care are nevoie de doar 30 de secunde pentru a se transforma dintr-una de 4 persoane într-una de 12 persoane. Dar și despre scaune cu tapiserie impermeabilă la apă și vin, foarte practică pentru familiile cu copii sau în casele care primesc mulți oaspeți. Mai descoperim scaune pe care le puteți configura singuri, alegând modelul preferat de picioare, textura sau culoarea tapiseriei. Și nu uitați că primiți o garanție de până la 50 de ani pentru scaunele din lemn masiv. O avem astăzi alături de noi pe Lilia Cebotari, reprezentantul și managerul showroom-ului de mic mobilier produs în România. Bine te-am găsit, Lilia! Bine v-am găsit! Spune-ne, te rog frumos, ce înseamnă mobilier produs în România? Ne spuneai un mic secret, cum că această firmă care produce scaunele lângă care suntem este deținută din tată în fiu timp de 3 generații. Da, deci aceste scaune, aceste mese superbe s-au transmis din tată în fiu, să zic, adică această meserie frumoasă și de calitate s-a transmis din bunic, tată și acum sunt doi fii în firmă. Care duc mai departe meșteșugul. Duc mai departe meșteșugul cu mult devotament, cu multă credință și cu mult frumos. De ce ar cumpăra clujenii și nu numai clujenii mobilier din lemn masiv? Care ar fi avantajele în detrimentul mobilierului din PAL, care este mult mai ușor de găsit, e mai accesibil ca preț, mă gândesc. Da. Deci noi știm că lucrurile de calitate costă, noi știm că lemnul nu va ieși niciodată din modă. Un scaun de calitate, deci poate avea durata vieții 10-20. Aveam și garanții de 50 de ani la un scaun. Garanții de 50 de ani pentru un scaun din lemn? Da. Chiar mă distram cu managerul firmei. Firmei este un om deosebit și am întrebat despre garanții și a zis că, Lili, poți să dai la acest scaun garanție de 50 de ani? Nici nu mă gândesc să renunț la idee. Iar în ceea ce privește rezistența în timp, cu siguranță, așa cum spuneai, este ca la pantofi. Poate să te țină o lună de zile sau 5 ani. Exact. Deci calitatea costă, dar la noi sunt prețuri de producători. Așadar, chiar dacă vorbim de mobilierul din lemn masiv, nu trebuie să ne speriem, pentru că sunt prețuri de producător, iar rezistența este una pe termen lung. Pe termen lung, da. Și avem și linie clasică și modernă și medii, să zic, clasic-modern, culori. Tot vorbeam de culori și vreau să ne spui dacă culorile pastel, culorile vii sunt la modă anul acesta în ceea ce privește tapiseriile scaunelor, pentru că văd în jurul nostru o gamă foarte largă. Am scăpat oare de griuri? Să știți că griul persistă în linia actuală a designului de interior și este o culoare neutră, ca și albul, ca și negru, deci depinde ce proiecte abordăm, cum concep designerii sau cum doresc clienții să arate spațiul lor de suflet și atunci depinde de dacă perdelele sau draperiile sau scolorate, atunci poate susținem un scaun în nuanța gri, dacă perdelele sunt gri, atunci punem un scaun turcoaz, un galben, mai stins așa, un verde, depinde, deci vedem culori foarte vii aici, lângă tine. Aici, scaune roz, scaune turcoaz, scaune galbene. Cât de cumpărate sunt?
O să vă mirie, dar scaunul meu este foarte vândut. Nuanța de galben este un galben plăcut și lumea se bucură de prezența acestei nuanțe în casă, pentru că este ca un soare. Cum ne bucurăm de soare, așa ne bucurăm și de acest articol în nuanța aceasta. Așadar, o pată de culoare luminează încăperea, ne bine dispune și putem păstra restul camerei pe tonalități mai neutre. Mai neutre, da. Deci trebuie să fie tot un echilibru. Dacă punem o culoare mai țipătoare într-un loc, trebuie să o scoatem cu o culoare mai potolită și mai basic în altă parte și să fie de bun gust, să fie spațios, luminos. În spații mici trebuie să fie iarăși cât mai multe culori deschise și mici accente de viață, le zic eu. Ne orientăm înspre altă zonă să vedem ce modele de scaune mai putem cumpăra pentru acasă. Discutăm atât de mobilier clasic cât și de mobilier modern. Avem aici niște scaune mai aparte, care sunt piesa de rezistență a colecției, iar Lilia ne va spune câteva cuvinte despre ele. Acest scaun, acest model, se numește Snuz. Are și un frățior mai mic. Deci este o inovație, este un scaun fenomenal ca și concept, ca și design, ca și colorit special. Și un preț la care noi îl oferim este efectiv spectaculos. Un preț foarte, foarte mic. Lilia, ca să vorbim pe concret, chiar te rog să ne spui la ce preț se poate ridica un asemenea scaun care este, practic este un model unicat, produs de fabrica aceasta, și spune-ne la cât se poate ridica, pentru că imaginația telespectatorilor poate să plece de la câteva zeci de lei până la câteva sute de euro, nu știm unde să ne oprim. Un asemenea scaun costă 615 lei. Da. 615 lei. 550. Dar piața, prețul foarte rezonabil. Foarte rezonabil. Așa preț dincolo în Europa, deci depășește de 3 ori, 4 ori prețul. Sau poate am vorbit de aceeași sumă, dar în euro. Bucureștiul, da, Bucureștiul vinde așa ceva cu 3 ori mai scump. Am înțeles. Deci suntem privilegiați că aici în Cluj sau zona Transilvaniei. Vicinii. Da. Păstrăm. Spune-ne, te rog frumos, ce tip de tapiserii folosiți în acest model de scaun? Aceste tapiserii sunt prevăzute pentru un grad de uzură foarte mare, deci acostatice sunt și... Așadar, dacă vergi o cană de cafea sau vergi niște apă, nu pătează. Nu pătează. Chiar dacă există o pată, dacă momentan este, dacă imediat este observată, se poate cu o cârpă umedă și ușor se poate îndepărta pata. Deci cu o lavetă îndepărtezi rapid orice pată, nu ai probleme cu musafirii. Sunt gândite toate în zilele de astăzi încât putem face orice. Scaunele perfecte pentru un party, nu se pătează orice faci. Da, sunt folosite scaunele astea pentru case și cine dorește pentru spații de Horeca, da, comerciale, da. Văd că aveți niște accesorii, niște nasturi, niște bumbi din lemn masiv. Lemn de fac. Deci structura scaunelor noastre este făcută din lemn de fac. Deci atât corpul din lemn este lemn și aceste accente. Și piele, văd și piele aici. Da, este o piele artificială. Da. De data asta n-am... Am fost drăguți cu animalele. Așadar, avem scaune de acest tip cu picioare înalte pentru mesele de bar. Chiar avem un model de masă înaltă, cu picior înalt aici, în spatele nostru. Este lemn masiv? Nu, este un MDF furniruit. Da. Furnirul conferă o longevitate a platului mult mai îndelungată, deci permite, rezistă mai mult în timp, ca și grad de uzură. Nu se văd diferite urme lăsate de pahare. Deci are rezistență.
Iar aici, unde vedem același tip de scaune speciale, dar cu picioare joase, pentru mesele clasice de living, avem o masă. Avem o masă din lemn de cer. Lemnul de cer, și eu am rămas uimită că nu auzisem de așa ceva, dar se folosește lemnul de cer la traversele de la căile ferate. Un pic la preț e mai scump, dar își merită toată atenția. Da, cu siguranță se văd nervurile, da, și toată textura. Este, și da, foarte mult este în modă, adică să, foarte multă lume dorește să vadă la ei în casă sau și în spațiile publice sunt folosite acest stil de lemn masiv. Spune-ne dacă cumva lemnul acesta este tratat într-un fel anume, este lăcuit, este băițuit, da, este ca să nu atragă totuși apa? Da, este băițuit în cazul acesta, da. Am înțeles. Ne orientăm acum, părăsim zona scaunelor moderne și ne orientăm înspre niște scaune mai clasice pentru mesele de living, clasic modern. Spune-ne ce texturi folosiți aici. Texturi de catifea, tot felul de pânze. Avem o gamă foarte variată de tapiserii. Până la urmă, îți alegi doar modelul scaunului pe care îl dorești, da, și poți alege tapiseria pe care o vrei. Exact. Și în rest alegi nuanțele care se apropie de designul creat. Observ că și picioarele din lemn sunt pe diverse nuanțe, exact. Și aici poți avea libertatea de a alege. Exact. Deci clientul alege tapiserie, nuanța blatului de la masă, picioarele. Deci conferim și consultanță în design, având, da, în vedere că... În momentul în care ai mai multe alegeri la dispoziție, da, te poți pierde foarte ușor printre atâtea alegeri și ai nevoie de un consultant. Observ că în ceea ce privește tapițeriile, putem opta și pentru combinații. Spătarul din catifea, șezutul din material textil, altceva. Exact. Dar să fie... Deci depinde, mare atenție ca și sfat pentru clienții noștri, să fie, dacă se combină materialele cu diferite texturi, cel puțin să păstreze nuanța, aceeași nuanță. Altfel devine totul mult prea încărcat. Depinde acum de, dacă pui un scaun, poți să-l faci mai colorat, mai divers, mai nebunatic, dar dacă vrem să facem o compoziție mai mare, din 3, 4, 6 scaunele, 8 sau 12, atunci trebuie să fim foarte atenți la cum folosim tonalitățile în armonie cu designul creat. Observ aici o masă rotundă cu 6 scaune, dar fiecare scaun, aproape fiecare scaun este altfel și totuși sunt gândite ca un ansamblu. Există clienți care vă cer acest gen de aranjament sau oferiți voi? Chiar astăzi aștept livrarea Murphy pe tema aceasta. Nu avem masa rotundă, avem o masă ovală de 2,80 m și respectiv cu 10 scaune în această gamă coloristică. Așadar, alegem scaune gri închis, gri deschis, crem, bej. Arată superb. Da. Nu au rețineri clienții în momentul în care le propuneți voi sau de regulă vin ei și cer, uite, vreau din 8 scaune, 2 așa, 2 așa. Atâtă bucurie am în suflet când văd clienți deschiși și foarte inspirați, încât am o plăcere să lucrez cu ei și zic, și atât de mult îi laud și le zic, pentru că atât de mult mi-am dorit să văd deschiderea aceasta în design și în tot ce e frumos în casa oamenilor, lucrând de ani buni în domeniul designului. Haideți să mai vedem niște modele de scaune, niște modele de mese. Revenind la mesele pe care le vedem aici, este un blat furniruit și exact, acesta. Destejar, da, da, da. Eu sunt curioasă dacă în momentul în care cumperi o masă de living de acest gen, o mai acoperi cu ceva? Se mai practică living-urile în care masa centrală este acoperită cu față de masă? Sau folosim textura lemnului, natur, textura furnierului ca element de decor, pur și simplu? Deci, credeți-mă că trebuie să știți te comporți cu mobilierul. Asta am învățat-o de la mama mea. Deci...
foarte, deci orice, ca și o rochie, ca și un pantof, ca și orice obiect, trebuie să știi să te comporți cu el. Deci nu punem pahar de, sau cafea lichidă sau, deci are, are rezistență, dar trebuie să iubim ce, ce avem și tot ce iubești trebuie protejat. Ca și o femeie. Dacă o iubești, o protejezi și o... Iar în cazul maestrei vorbim de protecție prin acele suporturi de pahare, prin, printr-un apron, printr-o față de masă. Exact. Mulțumesc. La asta urmea să ajungem. Da, se pot folosi și fețe de masă, dar e, e foarte frumos când masa este... simplu. Indiferent că vorbim de maestre din furnir, cum este cea de lângă noi, sau din lemn masiv, modul în care le accesorizăm cu scaune poate să schimbe total designul încăperii. Ador clasicul combinat cu modernul, deci clasicul știm că e foarte opulent și modernul uneori este foarte rece ca și spațiul în care dorim să locuim. Un mic accent de clasic tot timpul încălzește atmosfera, iar modernul este pentru o gospodină foarte practic. Da, vorbim de minimalism, vorbim de linie simplă, ușor de curățat. Ușor de curățat și atunci utilul cu plăcutul, să zic, combinăm în așa mod. Avem în fața noastră o masă în linii foarte simple. Iar scaunul este altceva. Da, este o elipsă, o formă de elipsă. Avem o masă superbă, furnizuită cu, cu MDF, furnizuit cu stejar, cu stejar, da? Și asta este biroul meu, să zic așa, în momentul de față și mi-am ales scaunul acesta care mă reprezintă, pe care l-am și acasă. Iar tapiseria este din catifea, dar șezutul văd că este o tapiserie foarte interesantă, dă impresia de, nu știu, zugrăveală care a căzut pe tapiserie și a murdărit-o. Deci e... Exact, e o combinație perfectă pentru persoanele care mănâncă la birou, să zic așa, glumesc. Glumesc. Deci greu să observă petele, este o, o tapiserie perfectă pentru... Și frumoasă și practică. Și practică, da, pentru persoane, da, active și așa. Acum se mai întâmplă. Trăim în lumea vitezii. Iar în ceea ce privește celelalte două tipuri de fotolii, sunt și ele cu acea tapiserie care nu reține apa? Exact. Avem o gamă foarte largă de tapiserii prevăzute pentru a nu subestima această calitate a firmei, să zic așa. E foarte bine că ne gândim atât la aspectele estetice, dar și la cele practice, pentru că în cele din urmă, cu acest mobilier trebuie să trăim și să locuim zi de zi acasă la noi, nu le admirăm doar în showroom. Exact. Foarte mulți clienți au copilași și tot mă întreabă, Lilia, cum procedez? Și le spun. Suntem în fața celei mai vândute mese din showroom. Lilia, spune-ne de ce aveți atât de mulți cumpărători pentru ea, de ce e atât de specială masa aceasta? Să știți că este o masă, dacă începem să o descriem, este o masă clasică, dar foarte multă lume își dorește o masă care să arate pentru, să fie funcțională pentru 4-6 persoane și după aia să, dacă vin prietenii, cum suntem noi ospitalieri, românul este foarte primitor, dorește să facă așa și și să se facă masa la 2,80 m. Și atunci această masă poate să găzduiască de la 10 la 12 persoane. Acum dacă prietenii între foarte apropiat să fie 12, mai înghesuiți. Da, dar putem să păstrăm asta de 4 persoane, nu ocupă spațiu în sufragerie. Este foarte, 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 deci e foarte grea, da. E foarte solidă, dar și conferă și foarte încăpătoare. Și mi se pare că în același timp este o masă solidă, o masă grea, dar în același timp foarte ușor de manevrat, adică nu ai nevoie să mai chem doi vecini să o deschizi. Nu, deci o domnișoară, o doamnă, o mamă poate ușor să o deschidă și să o folosească pentru cine, pe cine are în invitat. Da.
Da, și iarăși avem scaunele perfecte pentru această masă. Este scaunul meu preferat pe linia clasică. Gia, îi zice Gia. Este același scaun pe care l-am văzut mai înainte, îmbrăcat în catifea, dar aici e altceva. Da, este altă abordarea, iarăși pe altă linie, pe altă tonalitate de tapiserie sau alt tip de tapiserie. Și vreau să spun că prețul la acest scaun iarăși 550, masa așa masă superbă și cum să de asemenea calitate costă doar 1650 de lei. Mulțumim pentru cuvintele frumoase. Lilia, aș vrea să mai vedem două mese interesante din acest showroom, deoarece sunt încă multe modele pe care le-am identificat aici. Avem o măsuță mai micuță, Europa. Și e o masă extensibilă aceasta. Exact. Și aceasta ne conferă lărgirea spațiului și folosirea mai amplă. Culoarea mi se pare foarte interesantă. Este un gri mov, cremă. Da, o culoare plăcută, zicem noi așa, da, asortabilă, da. Da. Și în cazul ăsta avem și scaunul vopsit în aceeași nuanță și masa. Să vedem dacă funcționează. Totul la noi funcționează. Și se deschid la fel de ușor ca se deschid la fel de ușor ca cea de dinainte. Da, exact. Și se pot, normal că se fixează în sub masă, sunt două clicuri care se fixează în cazul în care dorim să ținem masa pe mai mult timp în anumită formă. Vorbim tot de o masă din furnir sau este lemn masiv aceasta? Este lemn masiv, este vopsită. Masa din fag vopsită. Cealaltă a fost furniruită, am folosit furnir. Cum dorește clientul? Deci am înțeles. Este... Observ că aveți și mese de mici dimensiuni, mese de mari dimensiuni. La diferite prețuri. Avem scaune și la 240 de lei, un pic o linie mai veche, să zic, dar totodată foarte practice. Deci scaunele acestea, care le-am vândut foarte bine, deci este o linie foarte... Să zic, de mulți ani o văd în restaurante, în case. Este o linie clasică până la urmă. Mă scaunul ăsta, deci cunosc, am colaborat cu o firmă din Oradea, un hotel și scaunele astea atât au fost plimbate, dar credeți-mă că foarte puține dintre ele au fost recondiționate. Este un mare plus, într-adevăr, și ne bucurăm să auzim că o fabrică românească, o fabrică de lângă Oradea, produce un mobilier de calitate, un mobilier din lemn masiv sau lemn furniruit. Am avut alături de noi pe Lilia Cebotari, designerul și managerul showroom-ului de mobilier, care ne-a demonstrat că lucrurile românești au o foarte mare trecere atât în România cât și în afara granițelor. We'll be right back.